Independente. Albastro. Și unic. Înseamnă că am îmbătrânit. Adică, într-un fel, că am bătrânit pentru că eu am fost prezentă, cum am spus și anul trecut, am spus că am fost prezentă la... și chiar am făcut parte din organizare din la prima ediție. Și au trecut 9 ani. Festivalul Undercloud oferă cumva posibilitatea tinerilor artiști independenți să se promoveze, să se afirme, să-și prezinte lucrările și festivalul la noua ediție deja este o garanție serioasă a unor spectacole verificate cu public și cu comisii, spectatori. Se poate. Se poate. Important e să nu renunțăm. Să nu renunțăm. Noi cum renunțăm. Să nu renunțe și să nu aștepte cineva să le dea ceva, să le facă ceva. Să se apuce de treabă. În curând, foarte curând, o să deschidem un centru independent coreografic. Care se numește Linotip. Adică aici mă refeream eu că se poate, știi că m-ai întrebat ce sfaturi aș da artiștilor independenți. Aș da un sfat să se regrupeze, pentru că noi facem o artă de grup și nu este o artă individuală, cum e pictura, muzica, sigur, să zic, compoziția muzicală sau scrisul, când te bazezi doar pe tine. Aici noi avem nevoie de echipă, e nevoie de echipă, că nu poți să fii în continuu tu și coregraf și scenograf și interpret și dansator și actor și de toate. E lucru de echipă și atunci sfatul ar fi ca unii să se adune și să încerce să lucreze și să vadă sincer ce le iese da, și ce le iese. Și astea sunt din zona independentă. Pam, pam. Clar, total independent. Total independent. De stat, ce să zic, de stat e... Sunt micile colaborări pe care mai avem și noi cu teatrele, făcând coreografii, dar astea ne țin în zona de freelancer și de liber profesionist, să zic mai pe românește. Și în zona de libertatea deciziilor și a alegerilor pe care trebuie să le facem. Pentru că altfel, încă nu e, nu știu, de stat. Trebuie să empatizezi cu o anumită instituție de stat, să-ți placă, să fii de acord cu regulile acolo, numai că problema e că mari reguli nu prea sunt, așa să zicem. Nici nu ne interesează. Noi am ales independent, ceilalți state la stat, noi chiar ne-am ales, am ales să fim în zona independentă. Independence. Independence. Așa că nu mai comentăm ce e la stat și ce nu e. Nu, nu comentăm. La stat e bine și la stat. E bine și la stat și e bine că sunt bani pentru spectacole. La independent există o mai multă pasiune. Asta e diferența, știi? La stat sunt bani, la independent există mai multă pasiune și implicare. Și mereu vă merge.